Când te vei ruga pentru odihna sufletului unui răposat, silește-te să te rogi pentru el din tot sufletul, aminte aducându-ți că este o datorie de căpătâi și a ta, nu doar a preotului și a cântărețului. Gândește-te câtă nevoie are răposatul de odihnă și cum îi trebuie rugăciunea celor vii pentru el, ca unui mădular al trupului celui unuia al bisericii. Cum se ceartă dracii cu îngerii pentru sufletul lui și cum tremura acesta, neștiind de ce soartă va avea parte în veșnicie. Multă însemnătate are înaintea stăpânului rugăciunea credinței și dragostei pentru răposat. Mai gândește-te câtă nevoie vei avea tu de odihnă atunci când te vor lega obesile păcatelor și cu câtă o sârdie te vei ruga atunci, cu câtă nefățărnicie, căldură, putere te vei ruga Domnului și Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu, cum te vei bucura și vei sălta când după rugăciunea plină de osârdie vei căpăta izbăvire de păcate și tihnă sufletească. Așa să te gândești și la sufletul celui adormit. Și sufletul lui are de asemenea nevoie de rugăciune, acum de rugăciunea ta, fiindcă el nu mai poate să facă rugăciune roditoare. Și sufletul lui are nevoie de odihnă, pe care tu o poți cere pentru el prin rugăciune fierbinte, prin binefacere în folosul lui și mai ales prin aducerea pentru el a jertfei celei nesângeroase.